Pălăria șarpelui este o ciupercă mare, spectaculoasă, cu pălăria de 10-30 cm diametru, ovoidă la început, apoi semisferică, întinsă, de culoare brun deschis sau cenușie, sau marunchis și netedă în centru, acoperită în rest cu solzi brun, dispuși, concentrici. Lamelele sunt cărnoase, libere, albe, cenușii sau călbui, devenind brune cu vârsta. Piciorul este destul de înalt, de culoare cenușie, cu inel, pădăria șarpelui are inel, de culoare alb-gălbui, carnea este albă, devine brună, cu gust dulce de alună și miros plăcut. Apare vara cu toamna și este o ciupercă comestibilă. De la ciupercă se consumă numai pălăria, deoarece piciorul este tare. Datorită dimensiunilor mari, pot fi gătite mai ales panezi sau pe grătar. Sunt absolut delicioase. Pălăria șarpelui este o ciupercă mare, spectaculoasă, cu pălăria de 10-30 cm diametru, ovoidă la început, apoi semisferică, întinsă, de culoare brun deschis sau cenușie, sau marunchis și negru în centru, acoperită în rest cu solzi bruni, dispuși, concentrici. Lamelele sunt cărnoase, libere, albe, cenușii sau călbui, devenind brune cu vârsta. Piciorul este destul de înalt, de culoare cenușie, cu inel, pădăria șarpelui are inel, de culoare alb-gălbui, care este albă.